Magistrații Curții Constituționale au declarat constituțională legea prin care fumatul este interzis în toate spațiile publice. Urmează promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial, iar din luna martie legea va putea fi aplicată. Aceasta interzice fumatul în toate spațiile publice închise, cum ar fi baruri, restaurante, localuri, precum și la locul de muncă, locurile de joacă pentru copii, unitățile de învățământ și chiar în taxiuri. Sancțiunile nu sunt deloc de ignorat. Pentru persoanele fizice, amenzile ajung până la 500 de lei, iar în cazul firmelor se pot da amenzi de până la 15.000 de lei și se poate merge chiar până la închiderea unității. Slătinenii spun că legea este binevenită și abia așteaptă să fie aplicată. Legea antifumat, ați văzut că a devenit constituțională și urmează să fie promulgată. Cum vi se pare? E bine. Aseară am văzut la televizor. Da. E bine. Aveți fumători în familie? N-am. Am soțul și atâta, că amândoi stăm în casă. Numai să fie respectată, da. Păi o să fie că vor fi aplicate amenzi. Foarte bine. Se aplice amenzile ăștia ca să vadă și să ia, uite, pe ăla l-a amendat, nu mai fac eu, pe ăla așa și nu știu, și să până își revine treaba asta la normal. Cum vi se pare această lege? Foarte bună. Pentru că distruge omul și creează numai necazuri, dar în special tinerii nu înțeleg. Și eu am fumat când eram tânăr, dar m-am lăsat peste câtva timp. Pentru că nu e bun fumatul, e toxic. Nu mai aveți fumători în familie? Am un nepot. Și cum mi se pare această lege? E bună. Poate reușește să se lase de fumat. Fiind nefumătoare, cred că este ok. Vor fi amenzi mari pentru cei care nu respectă această lege? Este foarte normal să fie aplicate amenzile și cred că lucrurile se vor îndrepta puțin câte puțin. Se pare o lege bună. Sunteți fumător? Nu. Și de ce credeți că este bună? Cred că este bună. Nu trebuie deranjați la o masă, dacă sau sunt patru mese. Unul fumează să deranjeze pe ceilalți. Mi se pare normal. Urmează să se stabilească prin norme metodologice cine va constata fapta și va aplica amenda.